Start, Andrei. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, numele meu este Andrei Crigan și sunt bucuros să fiu astăzi moderatorul acestui eveniment. Mă bucur totodată să vă urez tuturor bun venit la acest eveniment de lansare al programului de finanțare a economiei verzi din Moldova, prescurtat GEF. Este o linie de credit care va ajuta companiile și proprietarii de locuințe să economisească bani, să devină mai eficienți din punct de vedere energetic și, desigur, mai competitivi. Dar înainte de a da start acestui eveniment frumos, aș dori să menționez și câteva reguli tehnice, respectarea cărora ne va ajuta să desfășurăm frumos și armonios evenimentul de astăzi. Vreau să rog toți participanții să își țină microfoanele permanent deconectate. Toate întrebările și comentariile vă rugăm să le adresați în mesageria Zoom, pe chat, da? Aveți acea boxă jos pe ecran. Vom avea și sesiune de întrebări și răspunsuri, unde vom da răspuns la toate întrebările publicului. Ne vom strădui să răspundem la toate cu participanții noștri și pentru întrebările care nu vom reuși să răspundem, vom reveni pe adresele de e-mail pe care le veți lăsa pe chat sau prin care v-ați înregistrat la eveniment. Pentru a utiliza traducerea, vă rog să găsiți pe bara de instrumente, amplasată jos, opțiunea pentru traducere, da? Și să alegeți, este în formă de glob, și alegeți acolo exact limba pe care o vorbiți, da? Sau în care comunicați mai des, engleză, rusă sau română. Și mai există și situații în care ați putea să nu găsiți acest instrument de traducere. Asta înseamnă că s-ar putea să utilizați o versiune mai veche a aplicației Zoom și, respectiv, dacă nu o aveți descărcat, nu va merge. Da? Din browser la fel poate să nu meargă. De aceea vreau să vă reamintesc că evenimentul de astăzi este difuzat și live pe Privesc eu și pe Facebook, GEF Moldova, și, respectiv, dacă nu reușiți să aveți și partea de traducere tehnic, ne puteți urmări live pe aceste platforme în care evenimentul se va desfășura în limba română. Bun, asta fiind spuse, vreau să vă spun că schimbările climatice sunt o problemă globală și sunt deja în curs de desfășurare. Temperaturile cresc, le simțim cu toții, secetele și incendiile sălbatice se întâmplă tot mai frecvent, ghețarii se topesc, chiar dacă încă sunt departe de noi, dar oricum nivelul mării crește. În ultimii ani, Moldova a suferit și daune economice legate de evenimentele meteorologice extreme, inclusiv seceta, inundațiile și grindina care au lovit teritoriul nostru și, respectiv, pierderile economice se estimează la 120 de milioane de dolari anual. Este o cifră foarte mare, iar până în 2050, până în anul 2050, daunele ar putea ajunge de 10 ori peste această cifră, undeva în jurul cifrei de 1,3 miliarde de dolari SUA. Putem contracara efectele schimbărilor climatice prin două tipuri de acțiuni. Fie le atenuăm, fie ne adaptăm la ele. Pentru ambele există o nevoie urgentă de investiții destinate reducerii emisiilor legate de activitățile umane și adaptării infrastructurilor și comunităților noastre la condițiile actuale. Trebuie să mobilizăm resursele din sectorul privat. Estimările actuale indică faptul că în Moldova este nevoie de investiții de aproximativ 5 miliarde de dolari SUA în următorii 10 ani pentru a reduce efectul gazelor de seră care au fost planificate sau așteptate, să spunem așa, da? La fel de semnificative sunt cunoștințele necesare pentru a selecta cele mai bune și mai eficiente tehnologii atunci când se ia decizia de investiții. Programul GEF, dezvoltat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și susținut de Fondul Verde pentru Climă și Ministerul Trezorăriei Republicii Turcia, își propun să contribuie direct la aceste eforturi în Republica Moldova prin furnizarea de finanțare pentru proiectele de eficientizare a resurselor și de adaptare la schimbările climatice. Astăzi urmează să ascultăm poziția BERD, a donatorilor proiectului și a Ministerului Economiei Republicii Moldova. Vom saluta banca participantă la GEF, este vorba despre Moldova Growing Bank, și vom avea șansa să învățăm din istoriile de succes până acum.
Mai mult vom răspunde la întrebările care ar putea apărea din partea publicului și în continuare, exact aici se încadrează intervenția BERD prin GEF, prin acest instrument. BERD aduce Republica Moldova atât finanțarea dedicată ecologizării economiei, cât și cunoștințele și cele mai bune practici internaționale prin imensul know-how, a ști cum, cu alte cuvinte, da, acumulat în țările în care operează. Permiteți-mi să subliniez contribuția valoroasă a BERD la eficiența energetică a Moldova prin programele sale anterioare. Poate ați auzit de MOZEF și MOREF, precum și prin proiecte de investiții individuale semnificative, printre care reabilitarea centralei termice din regiunea de nord și a fabricilor de sticlă. Mă bucur în acest context să ofer cuvântul doamnei Angela Sachs, șefa biroului BERD din Moldova. Thank you very much. Andrei, can you hear me? Yes, we can. Vă mulțumesc foarte mult, Andrei. Astăzi ne bucurăm să fim la evenimentul de lansare a facilității de finanțare a economiei verzi în Republica Moldova, cofinanțată de Fondul pentru Climă Verde. Acesta urmează adaptarea la schimbările climatice prin instituții din 26 de țări. Acesta este foarte important în contextul noii strategii BERD adaptată anul trecut pentru următorii 5 ani, care se axează pe investiții verzi, acestea fiind una din direcțiile prioritare pentru tranziționare spre economii reziliente, incluziune și digitalizare. Din partea BERD-ului, aș vrea să mulțumesc donatorilor care au oferit fondurile pentru asistență tehnică. Fondul pentru economie verde și Ministerul Trezorării Turciei. De asemenea, vreau să mulțumesc instituțiilor partenere pentru colaborare și parteneriat în ceea ce privește promovarea acestor inițiative în Republica Moldova. De asemenea, vreau să mulțumesc Guvernului Republicii Moldova pentru cooperarea pe marginea agenției VERS. Avem câteva inițiative în derulare la nivel central și municipal care includă proiecte pentru eficiență energetică în clădiri publice, sectorul energiei regenerabile și alte inițiative. După cum cunoașteți, BERD este cea mai mare investiție instituțională în Republica Moldova, având investite 1,4 miliarde de euro în Republica Moldova în diferite sectoare ale economiei. Facilitatea de finanțare a economiei verzi, GEF, în Republica Moldova, se bazează pe succesul și lecțiile învățate în decursul a multor proiecte de succes deja implementate în sectorul privat în Republica Moldova. În primul rând, este vorba despre programul pentru business în derulare, care susține IMM-urile și ajustarea acestora la standardele Uniunii Europene, astfel încât acestea să poată beneficia de oportunitățile oferite de acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană. Aproximativ 60% din proiecte au o componentă verde. Între 2010 și 2017, BERD-ul a derulat facilitatea verde rezidențială în Republica Moldova și MOSEF-ul și MOREF-ul, care activează în sectorul industrial și în sectorul rezidențial respectiv. Aceste programe, evident, au demonstrat că investiția în sectorul privat este foarte importantă pentru consolidarea economiei verzi și fortificarea rezilienței la schimbările climatice. GEF în Republica Moldova va continua să se axeze pe principiile și mecanismele care deja au fost accelerate prin intermediul proiectelor anterioare și în derulare. Acestea se vor extinde către persoanele fizice, IMM-uri și companii mai mari. Finanțarea va atinge 20 de milioane de euro pentru ca băncile să susțină inițiative verzi
din sectoarele mai sus menționate. Ne bazăm pe transferul de know-how și a standardelor de mediu și urmărim să contribuim la o piață condusă de cerere care să susțină economia verde. Noi înțelegem că Moldova este vulnerabilă față de schimbările climatice și deja a suferit un impact major în acest sens. Capacitatea instituțională și individuală de reacționare trebuie să fie respectiv fortificată. Pentru asta urmărim să ne consolidăm eforturile în a ajuta Republica Moldova să-și consolideze capacitatea de răspuns la dezastrele naturale. Consolidarea securității energetice și a rezilienței este una din prioritățile BERD-ului și în acest sens GEF în Republica Moldova este o inițiativă care vine la momentul potrivit. Acesta va oferi acces financiar unui număr mare de beneficiari în Republica Moldova, în special în zonele rurale și în trei femei. GEF în Republica Moldova va fi un proiect aplicat care va asigura transferul de know-how cu acces pe egalitate de gen și incluziune. Rolul de consolidare a capacităților atât pentru bănci cât și pentru beneficiari este crucial în GEF. Instrumente inovative, cum ar fi selectorul de tehnologii verzi, se va aduce împreună toți actorii cheie și va facilita cooperarea, astfel încât se urmărește tranziția Republicii Moldova spre o economie verde inclusivă. Le doresc partenerilor și tuturor celor prezenți succes în implementarea acestei facilități. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Angela, pentru deschiderea evenimentului și pentru introducerea foarte bună a rolului BERD în proiectarea și dezvoltarea acestui important program pentru țara noastră. Să vedem acum împreună un scurt videoclip de prezentare pentru programul GEF. Ministerul Economiei și Infrastructurii este responsabil pe politicile energetice, inclusiv pe surse regenerabile și eficiența energetică. Cu toate acestea, creșterea economică a țării depinde și de buna funcționare a sectorului energetic și de apetitul energetic al celorlalte sectoare. Din acest motiv, Ministerul a avut întotdeauna o alegere între dezvoltarea sectorului energetic, pe de o parte, și consumatorii de energie pe de altă parte. Cum reușește Ministerul să asigure un echilibru în aceste alegeri? De asemenea, care sunt prioritățile și obiectivele în materie de eficiență energetică și energiile regenerabile? Acestea sunt întrebările adresate doamnei Lilia Palii, secretarului general al Ministerului Economiei și Infrastructurii. Doamna Palii, aveți cuvântul. Vă mulțumesc! Your Excellencies, dear participants, I am very delighted. Excelențe, dragi participanți, sunt încântată să particip la acest eveniment de lansare a facilității de finanțare a economiei verzi din Moldova și vă salut din partea Ministerului Economiei.
într-adevăr, umanitatea se confruntă cu această provocare a schimbării climei în secolul 21 și consecințele acestea deja se resimt. Pentru Republica Moldova, recent, asta a însemnat o secetă acută care a înrăutățit consecințele pandemiei, de asemenea și inundații devastatoare. Asta a lovit comunitățile noastre și a evidențiat faptul că cu cât este mai puțin rezistentă țara, cu atât va fi mai vulnerabilă. De asemenea, schimbările climatice pot crea oportunități pentru transformarea economiei în una verde și rezilientă. Astfel, Moldova este și-a asumat angajamentul în ceea ce privește contribuția pentru coborârea temperaturilor la nivel global și își continuă eforturile în ceea ce privește limitarea creșterii la 1,5 grade Celsius, astfel încât angajamentul Republicii Moldova de asemenea este și de a menține emisia gazelor cu efect de seră sub 70% până în 2030. Moldova, la moment, se bazează pe resurse neregenerabile, cu toate că este bogată în resurse regenerabile. Resursele de fosile sunt primordial importate. Și impactul este unul resimțit major. 70% din electricitate este importată din Ucraina sau este cumpărată de la Moldavska Egres din regiunea transnistreană. Abordând potențialul eficienței energetice în Republica Moldova ar însemna o luptă cu schimbările climatice și reducerea dependenței de furnizorii din străinătate. Două proiecte majore legate de securitatea energetică sunt conducta de gaz Iași-Ungheni-Chișinău, care oferă conexiune cu sistemul de gaz natural al României, și proiectul interconexiunii sistemului de electricitate din Republica Moldova cu sistemul românesc prin construcția liniei de 400 de kW Vulcănești-Chișinău. Obiectivele primare ale acestor proiecte este de a asigura interconexiunea a sistemelor de gaz natural și electricitate a Republicii Moldova cu cele din România și respectiv cu cele europene. Mai mult decât atât, Moldova crede în necesitatea de adaptare la efectele adverse a schimbărilor climatice. Scopurile de termen mediu și lung a Republicii Moldova în acest sens se referă la dezvoltare sustenabilă, rezilientă la schimbările climatice. Ideea cheie este integrarea provocării schimbărilor climatice în planificarea de business, în același timp menținând și aspectul de gen a schimbării climatice. Vreau să evidențiez că strategia energetică și proiectul strategiei pentru o economie digitală inclusivă și verde până în 2030 au ca scop consolidarea eficienței utilizării resurselor naturale și tranziția spre o economie verde. Astfel, obiectivele GEF Moldova sunt perfect conforme cu cele ale Guvernului Republicii Moldova. Printre prioritățile comune, vreau să menționez îmbunătățirea sectorului de agricultură prin introducerea practicilor de gestionare sustenabilă a solurilor, promovarea sistemelor de irigare eficiente și a lanțurilor valorice eficiente.
un portofoliu puternic în sectorul construcțiilor, de asemenea, este un scop. O atenție sporită față de acest sector se datorează potențialului său în ceea ce privește îmbunătățirea eficienței energetice. Peste 70% dintre blocurile rezidențiale multietajate au o performanță termică foarte scăzută, în special cele construite între 1950 și 1980. Astfel, pierderile termice ajung la aproximativ 50% din totalul consumului de căldură a Republicii Moldova. Modernizarea sectoarelor industrial și de agricultură este printre priorități. GEF Moldova va finanța adaptarea în ceea ce privește prioritățile comune. Îmbunătățirea eficienței resurselor în aceste sectoare. Credem că GEF în Republica Moldova va contribui la atingerea obiectivelor de țară și va amplifica recuperarea verde în urma pandemiei și a impactului acesteia. Vreau să profit de oportunitate și să-mi exprim aprecierea față de BERD, Fondul Verde și Guvernul Republicii Turciei, tuturor partenerilor de dezvoltare pentru angajamentul lor în ceea ce privește încurajarea dezvoltării economiei verzi în Republica Moldova. Toată susținerea dumneavoastră și asistența tehnică este de importanță majoră pentru Republica Moldova și așteptăm cu nerăbdare cadrul de colaborare de viitor productiv și eficient. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ne susțineți în implementarea agendei reformelor verzi în Republica Moldova. Mulțumim doamnei Palii pentru intervenția sa. Mulțumim pentru cuvintele de încurajare și această introducere. După cum probabil știți, Moldova a fost printre primele țări care a prezentat a doua contribuție națională determinată, prescurtat CND, la UN Climate Change.
entitatea ONU care gestionează acordul de la Paris, cel care este foarte mult discutat în ultima perioadă. CND-urile sunt instrumentele prin care țările respectă obiectivele acordului de la Paris de a menține creșterea temperaturii sub 2 grade Celsius. Este vorba despre creșterea temperaturii anuală. CND stabilește obiective ambițioase pentru reducerea necondiționată a emisiilor de gaze cu efect de seră în Moldova cu 70% până în anul 2030, comparativ cu anul 1990, și cu 88% dacă se obține accesul la finanțare și tehnologie. Acordul de la Paris prevede, de asemenea, un instrument de finanțare foarte activ. Este vorba despre Fondul Verde pentru Climă, cel mai mare fond de finanțare a schimbărilor climatice din lume. Este mandatat să finanțeze transpunerea obiectivelor CND-urilor în acțiuni concrete și astfel contribuim direct la realizarea acordului de la Paris. Fondul Verde pentru Climă este de asemenea un partener în finanțarea GEF în Republica Moldova, în special componenta de consultanță pentru beneficiarea acestui program. Și mulțumim fondului pentru contribuția sa și acordăm cuvântul domnului Hengen Pak, manager instituții financiare în cadrul fondului. Thank you. Thank you for your kind introduction. Just to introduce myself again, I am Leo Pak and I head up the financial... Mulțumesc, sunt Leo Pak și de asemenea fac parte de, din această facilitate a sectorului privat. De asemenea, sunt și un manager pentru programele verde, inclusiv în Republica Moldova. Din partea fondului, îmi face mare plăcere să particip la lansarea acestei facilități în Republica Moldova în ziua de astăzi. Aș dori, de asemenea, să aduc mulțumiri pentru partenerii noștri din Verde, dar de asemenea și autoritățile naționale desemnate din partea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului pentru acest parteneriat de succes în țară. Vreau să spun că, într-adevăr, acest program a fost lansat în 2019 și, de asemenea, este acum utilizat în 10 țări, inclusiv și în o regiune cuprinsă de Republica Moldova. Programul a fost extins recent cu un suport adițional din partea USAID-ului, mai cu seamă pentru aspectele ecologice, care într-adevăr ne ajută să reducem nivelul de emisii de gaze cu efect de seră. De asemenea, acest program, de asemenea, își propune drept scop să aibă parte de niște acțiuni responsabile și sensibile din punct de vedere a genului. Pentru cei care poate că nu sunt familiarizați cu acest fond verde pentru climă, vreau să spun că acest fond este unul din cele mai vaste fonduri internaționale din întreaga lume, care a fost constituit în diverse țări pentru a răspunde la schimbările climatice. Și vreau să spun că, într-adevăr, acest suport se implică cu finanțarea de scară din partea sectorului privat pentru soluții de adaptare la schimbările climatice, care vor contribui la reducerea schimbărilor sau impactului schimbărilor climatice. În ceea ce privește finanțarea, vreau să spun că noi, într-adevăr, finanțăm prin intermediul partenerilor noștri, cum ar fi Verdul, astfel încât să ajutăm clienții noștri în țările în curs de dezvoltare să întrunească acele obiective ambițioase. De asemenea, Autoritatea Națională desemnată în Republica Moldova joacă un rol critic în asigurarea alinierii proiectelor finanțate de fondul nostru cu prioritățile și nevoile naționale ale Moldovei și susțin pe deplin acest program. Vă mulțumim mult pentru acest fapt. Republica Moldova este pe plin dedicată obiectivelor acordului de la Paris, prin urmare că și-a propus niște acțiuni climatice foarte ambițioase și, de asemenea, într-adevăr, vrea să-și sporească scara pentru măsurile de adaptare și de atenuare a schimbărilor climatice și sunt sigur că va deveni un exemplu pentru vecinii săi. Noi credem că, într-adevăr, implementarea unor astfel de măsuri vor oferi posibilitatea țării să se transfere la o economie mai verde și, de asemenea, să facă față mai bine acestor schimbări climatice. Din aceste considerente, că GFF Moldova este perceput ca un proiect important și strategic pentru țară.
GSF în Republica Moldova va deschide noi căi de finanțare și noi piețe ale dezvoltării durabile, atât pentru gospodării, cât și pentru întreprinderile, mai cu seamă cele mici și mijlocii, astfel încât să urmărească investițiile climatice în țară. Programul, de asemenea, va contribui la schimbarea conduitei atât a gospodăriilor cât și a gospodăriilor, astfel încât să le ofere niște stimulente și financiare și non-financiare. Sunt sigur că acest program va oferi posibilitatea agricultorilor din Republica Moldova, dar și întreprinderilor agricole din Republica Moldova, să acceseze tehnologii agricole moderne și eficiente, cum ar fi tractoare, recoltătoare și diverse echipamente de prelucrare prin intermediul acestui program. De asemenea, acest program va oferi proprietarilor imobiliare o posibilitate de a-și îmbunătăți eficiența și astfel să sporească valoarea spațiilor și proprietăților lor. Adițional, vreau să spun că programul va oferi gospodăriilor oportunitatea de a primi finanțare pentru achiziționarea de aparate de înaltă performanță și, de asemenea, și sectoarele industriale și cele comerciale vor beneficia de pe seama acestui împrumuturilor din partea acestui program și de pe seama sprijinului tehnic care va fi oferit prin îmbunătățirea performanțelor de producție și astfel încât să îmbunătățim și să economisim resursele și banii. Fondul nostru consideră că unul din principiile de bază este ca să avem parte de o reprezentare egală în luarea deciziilor și aceasta este o integrare a perspectivelor de gen atunci când vine vorba despre diverse operațiuni și de diverse decizii. De asemenea, din perspectiva de gen, noi încercăm să o integrăm în toate aspectele și acțiunile. Noi vom furniza fonduri pentru finanțarea activităților și pentru a îmbunătăți accesul femeilor la finanțarea și pentru a contribui la depășirea barierelor cu care se confruntă femeile în țară. Luând în considerare acest lucru, noi în Republica Moldova vom încerca să parvenim cu diverse activități de sensibilizare și de instruire pentru a garanta accesul egal la finanțare, atât pentru femei cât și pentru bărbați, pentru a contribui la sublinirea decalajelor de gen. Astfel, programul va contribui la creșterea economică durabilă și sensibilă la dimensiunea de gen a mai multor sectoare, care în prezent luptă împotriva crizei economice provocate de pandemie de COVID-19. Programul va sensibiliza publicul cu privire la beneficiile tehnologice și ecologice pentru viața lor de zi cu zi și pentru întreprindere. Noi, într-adevăr, vom încerca să consolidăm sectorul financiar prin îmbunătățirea cunoștințelor lor despre creditarea ecologică pentru beneficiarii locali, astfel încât aceștia să selecteze cele mai bune și receptive tehnologii din lume. Vreau să spun că, într-adevăr, noi vom încerca să facem tot posibilul ca să oferim participanților la acest program mai multe cunoștințe, dar sperăm că vom colabora și cu Banca Națională din Republica Moldova, probabil că prin BIRD, astfel încât să încurajăm să adere la această rețea. De asemenea, GFF este și un actor în ceea ce privește sistemul financiar mai verde și chiar sperăm că vom utiliza acest program astfel încât să avem mai multe intervenții împreună cu Banca Națională din Republica Moldova. Credem că Republica Moldova poate să utilizeze cu avantaj toate aceste oportunități, astfel încât să devină mai reziliente și să devină mai responsabilă de punct de vedere a dimensiunii de gen. Și, de asemenea, vreau să urez echipei cele mai bune succese într-o implementare a acestui program. Vă mulțumesc mult pentru atenție! Domnule Leopac, mulțumim foarte mult pentru intervenția noastră și pentru încurajările oferite echipei, pentru detaliile oferite despre contribuția GCF. Vreau să vă spun în continuare că Turcia este o țară care împărtășește o istorie comună de sute de ani cu Moldova și până în ziua de azi a dezvoltat relații comerciale și economice foarte strânse cu noi, de la turism și servicii, până la dezvoltarea parcurilor industriale și a transporturilor. Acestea sunt exemple de domenii în care putem învăța de la partenerii noștri turci. Astăzi anunțăm o nouă colaborare strategică prin contribuția Turciei la GEF Moldova.
Mă bucur să îi ofer cuvântul șefei adjunctă a misiunii în cadrul Ambasadei Turciei în Republica Moldova, doamna Özlem Ökücü. Thank you. Vă mulțumesc. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că avem partea de posibilitatea să participăm în această lansare a acestei facilități în Republica Moldova. De asemenea, vreau să felicit Guvernul Republicii Moldova și Bertă pentru faptul că au posibilitatea să implementeze acest program în practică, astfel încât să parvine cu diverse succese pentru diverse sectoare. Astfel încât să avem parte, într-adevăr, de succese. Deci, în acest context, cred că Republica Moldova va beneficia de această facilitate. Noi suntem foarte bucuroși că Ministerul de Trezorerie și Finanțe din Turcia de asemenea contribuie la acest proiect în Republica Moldova. De asemenea, am auzit că acest proiect va contribui la o colaborare mai bună cu banca din Republica Moldova. De asemenea, vreau să spun că Republica Moldova este într-adevăr un bun partener. Și declarația cu privire la colaborare strategică din 2019, de asemenea, a fost urmată de o primă reuniune a Consiliului de Cooperare Strategică la nivel de NATO, modul turc. Cu această ocazie, vreau să spun că într-adevăr am avut parte de acorduri de cooperare care au fost semnate. Acordurile care, într-adevăr, oferă posibilitatea, de exemplu, de a călători doar cu buletinele. Este unul din astfel de exemple. Noi suntem foarte bucuroși că, într-adevăr, Turcia este una din punctele preferate de turism pentru Republica Moldova. De asemenea, și Turcia este unul din cei mai importanți parteneri economici ai Republicii Moldova. Deoarece, într-adevăr, am avut parte în 2019 de niște schimburi comerciale care s-au ridicat până la 568 de milioane dolari SUA. Deci, într-adevăr, avem parte de o bună colaborare. În anul trecut, într-adevăr, am avut parte de careva reducere din cauza pandemiei, dar cred eu că odată cu faptul că se va îmbunătăți situația epidemiologică, deoarece avem deja și procesul de vaccinare în derulare, vom ajunge și vom atinge niște nivele mult mai bune de schimb comercial. Asistența de dezvoltare este într-adevăr o altă componentă a relațiilor noastre cu Republica Moldova, deoarece noi încercăm să oferim această de susținere prin intermediul TICA. Și vreau să spun că până la moment acesta a ajuns până la un nivel de 8 milioane de dolari de asistență. Și într-adevăr, noi încercăm să facem față tuturor proiectelor de cooperare. Dar, într-adevăr, relația dintre Turcia și Republica Moldova sunt foarte importante și în 2018 noi am început de asemenea să acționăm prin intermediul Berdului cu unui fond de donatori. De asemenea, vreau să vă spunem că asta este unul din acele acorduri bilaterale pe care noi le-am semnat cu Republica Moldova și pe în acest acord, noi, într-adevăr, vom oferi careva proiecte durabile pentru Republica Moldova și astfel și companiile și gospodăriile vor avea parte de oportunitatea de a parveni cu soluții mai verde, care vor contribui la dezvoltarea economică locală mai verde. Eu cred că, într-adevăr, noi trebuie să sporim în nivelul de conștientizare a persoanelor, populației și a companiilor cu privire la schimbările climatice, deoarece acesta este o provocare pe viitor. Cu alte cuvinte, eu cred că, într-adevăr, noi trebuie să punem accentul pe aceste proiecte. Dar, de asemenea, în această ordine de idei, vreau să vă urez foarte multe succese într-o implementare a acestui facilități. Noi vă mulțumesc mult! Mulțumim și noi, Excelență! Vă propun acum să trecem în miezul evenimentului de astăzi și să ascultăm prezentarea ceea ce reprezintă GEF, cine și ce este eligibil pentru finanțare și modul în care consultanții GEF vă pot ajuta să faceți investiția corectă. Cu toate acestea, înainte de acest lucru, aș vrea să vedem o scurtă prezentare video despre programele GEF ale BERT.
Investițiile verzi fac afacerile cu sens, minimalizând impactul asupra mediului înconjurător. Împreună cu donatorii noștri și partenerii financiari, susținem tranziția pieței către o economie verde. BERD crește investițiile financiare în economia verde pentru a reduce emisiile de gaze și să ajute economia să se adapteze schimbărilor climatice. Noi investim în tehnologii de înaltă performanță pentru a reduce costurile, crește competitivitatea și îmbunătăți nivelul de calitate a vieții. Noi colaborăm cu instituții financiare pentru a ajunge la întreprinderile mici și persoanele pe care nu le putem finanța direct. La fel, furnizăm sfaturi tehnice, ajutăm la alegerea tehnologiilor și performanța verde. Acest pachet de ajutor financiar și tehnic ajută la schimbarea modalității de investiții și este numit de către BERD Facilitatea de Finanțare a Economiei Verzi, sau GEF. GEF deja lucrează cu mai bine de 130 de instituții financiare din 24 de țări. GEF ajută instituțiile de finanțare locală să identifice oportunități de piață și să ajungă la clienți. Investițiile verzi ale GEF ajută la încurajarea competitivității în afaceri, creșterea confortului casnic. Beneficiarii eligibili sunt afaceri în agricultură, comerț și industrie, indivizi și asociații de locatari. Investițiile eligibile sunt eficiența energetică, energie regenerabilă, apă și eficiență materială și adaptare la schimbările climatice. Tehnologiile eligibile includ procesul tehnologic, îmbunătățire clădiri, panouri solare și multe altele. Să muncim împreună pentru un viitor mai verde! În continuare, pentru a vă oferi mai multe detalii, am plăcerea să-i ofer cuvântul doamnei Nadejda Litvak, Principal Banker și lider al operațiunii cadru pentru BERD. Ea va explica principalele caracteristici ale GEF. Nadejda, aveți cuvântul. Am să vă rog să conectați și microfonul ca să vă auzim. Cer scuze. Bună ziua tuturor! Mă bucur să fiu cu voi. Mă bucur să văd că multă lume se interesează de investiții verzi. Văd că avem 166 de participanți la acest eveniment. Deci o să lansez acum o prezentare și să încerc să vă dau puțin mai multe detalii despre cum lucrează programul. Se vede bine? Da, perfect. Da, bine. Ok, super. Deci, deja cred că ați înțeles multe din videouri care s-au arătat pe ecran. O să încerc să nu vă plictisesc cu detaliile care deja s-au menționat, dar aș vrea să dau câteva cifre care arată cât de important este abordarea tranziție către economie verde pentru BERD. Deci deja s-au investit peste 35 miliarde de euro în 2000 de proiecte ecologice începând cu anul 2006. Și ne-am asumat obiective destul de ambițioase în baza strategiei noi care s-a adoptat anul trecut, de care a menționat și doamna Angela Sachs. Deci ne-am pus un obiectiv să ajungem ca până la, deci peste 50% din toate investiții efectuate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare să fie direcționate pentru tranziția către economie verde. Și ne-am pus un obiectiv să economisim cel puțin 20 de milioane de tone de emisii de gaze tot în aceeași perioadă. Ca să atingem acest obiectiv, instrumentul GEF este unul din cele mai
cele mai populare, să spunem, instrumente cu care lucrăm. Deci, presupune lucrul cu sectorul privat, prin intermediul băncilor comerciale care distribuie împrumuturi la persoane fizice și juridice și finanțează diferit, gama vastă de proiecte. Și plus la asta, oferim asistență tehnică și consolidăm cunoștințele disponibile și atât pentru piața privată, cât și pentru instituții financiare. Scuze, ceva. Iese. Faceți un click pe slide și o mișcăm mai bine. Ok. Și după cum vedeți, deci GEF este o franciză destul de reușită, care deja lucrează mai mulți ani. Deci, ca tare video-ul care ați văzut acum, cifrele deja au crescut. Avem deja peste 145 de instituții financiare în 27 de țări și deja s-au acordat peste 4,6 miliarde de finanțare verde către clienți eligibili și asta sunt 190.000 de clienți care vor evita colectiv aproape 86 milioane de tone de emisii CO2. Ca să vă dați seama ce înseamnă asta, asta ar fi emisiunea anuală a unui oraș ca Chișinău. Și ca să recapitulăm ceea ce deja s-a spus anterior. Deci avem 20 milioane de euro disponibile băncilor comerciale ca să ofere împrumuturi pentru entități private. Avem finanțare concesională de la Fondul Verde pentru Clima. Avem asistență tehnică gratuită, avem investiții în economie verde, în eficiență energetică, energie regenerabilă și utilizarea resurselor, avem component de egalitate de gen și avem instrumente foarte utile, cum ar fi site-ul GEF și selector de tehnologii verzi. Avem și banca MAIB, care prima a aderat la program în decembrie anul trecut. Și dacă vorbim despre asistență tehnică, aș vrea să vă prezint echipa noastră de consultanți, deci reprezentată de Rina Consulting și Frankfurt School of Finance and Management. Avem lider de proiect, manager de proiect Dario Di Lucia Laperna și avem Massimo Martinelli ca director de proiect. Avem experții locali care o să ajute clienților și băncilor să aleagă tehnologii potrivite și să asigure un flux de investiții inteligente. Deci avem ca expert financiar Artur Bulat, el lucrează cu băncile noastre. Avem inginer șef Alexandru Bologa. Cred că mulți din voi, dacă sunteți în sectorul, îl cunoașteți din proiectele MOSEF. Avem expert în marketing Vitalie Kondratski și avem Erika Zucic, care o să aibă grijă de componenta de gender equality. Și vedeți aici slide. Deja s-a menționat mult despre importanța asigurării accesului egal la femei, care tot va fi un moment important. Și acum cred că multă lume așteaptă să vadă ce anume este eligibil. Deci, cine poate lua împrumut? Sunt persoane fizice, pot fi asociații de proprietari de locuință, pot fi întreprinderi, atât MMM-uri cât și companii mai mari, corporativi, pot să fie furnizori de tehnologii verzi și producători de tehnologii verzi, cu condiția că ele nu se încadrează în lista de excluderi a BERD și sunt entități private. Deci, încă o dată, repet, este un produs pentru sectorul privat. Ce proiecte sunt eligibile? Cred că pe viitorul slide o vedeți mai multe, dar aș vrea să menționez aici un selector de tehnologii verzi. Deci este un instrument care este populat și va fi populat și mai mult despre tehnologii prezente pe piață,
și pe care o să fie foarte ușor de căutat și foarte ușor de găsit ceea ce vă potrivește vouă. Deci pot să fie finanțate atât credite cât și leasing. Suma maximală a împrumutului pentru proiecte complexe va fi până la 5 milioane, dar pentru proiectele mai mici, care sunt în lista de tehnologii, în selector de tehnologii verzi, până la 300.000. Și iaca pe slide-ul acesta vedeți că ce am spus deja. Ce înseamnă selector de tehnologii verzi? Eu aș ruga regia să arate un mic infografic care explică cum lucrează și pe urmă continuăm. Tehnologiile verzi sunt o alegere inteligentă. Dar cum o alegi pe cea mai potrivită pentru casa ta sau pentru afacere? Și dacă vinzi tehnologii verzi, cum ajungi pe piață? Selectorul nostru de tehnologii te va ajuta. Această platformă online listează cele mai bune tehnologii de pe piață și este locul unde se întâlnesc vânzătorii, cumpărătorii și finanțatorii produselor verzi. Cum aceasta funcționează? Dacă ești producător, înregistrează-ți tehnologiile verzi bazate pe criteriile minime de performanță. Acest lucru este verificat de experții noștri. Poți să-ți înregistrezi punctul local de vânzare în limba vorbită în regiunea ta. Dacă ești un furnizor local, poți publica informații despre tehnologiile și produsele pe care le vinzi. Iar dacă ești om de afaceri sau proprietar de locuințe și ești în căutarea tehnologiilor verzi, selectorul de tehnologii îți va simplifica procesul de căutare. Prin filtrare avansată găsești produsul, tehnologia sau utilajul de care ai nevoie, iar apoi găsești punctele de vânzare din apropiere indicate pe hartă. Tehnologiile alese pot fi comparate sau salvate pentru referință pe viitor. Acum ai găsit tehnologia și ai nevoie de finanțare. Selectorul de tehnologii va crea o listă, include-o în solicitarea de credit pentru banca parteneră GEF. În unele țări, donatorii internaționali ne ajută să facem finanțarea mai accesibilă. Selectorul de tehnologii este gratuit și oferă informații tehnice de valoare verificate de experți independenți. Selectorul de tehnologii poate fi folosit de oameni de afaceri, proprietari de locuințe, producători de tehnologii, furnizori, bănci și alte instituții financiare. Te ghidează spre o mai bună alegere a tehnologiei ce sporește performanța operațională. Selectorul de tehnologii este aici pentru a te ajuta. Unde se întâlnesc finanțele și tehnologiile verzi. Mersi mult! Și ca să revenim la prezentarea, cred că video era destul de clar. Aș vrea doar să subliniez că toate tehnologiile care ajung în selector de tehnologii sunt deja preselectate, ele sunt aprobate ca eligibile pentru finanțare de către băncile. Și în modul respectiv noi asigurăm că aprobarea acestor împrumuturi să fie cât mai rapidă și eficientă. Și cu ocazia aceasta aș vrea să vă spun că o să fie organizat și un seminar dedicat vânzătorilor de tehnologii, care noi planificăm pe 27 aprilie. Deci vă încurajez să vă înregistrați și să aflați mai multe detalii cum puteți să vă impulsionați vânzările prin ajutorul selectorului de tehnologii verzi. Acum haideți să vedem ce soluții puteți finanța cu această linie. Deci vedeți că lista este foarte lungă, sunt și proiecte ce țin de construcții, deci puteți îmbunătăți condițiile voastre de trai, puteți
implementa izolarea termică, încălzire, energie regenerabilă, panouri solare. Aici cineva întreba în chat, deci da, panouri solare sunt eligibile. Puteți face izolare pereților, acoperișului și podelei, sisteme de încălzire. Deci, practic, lista este foarte lungă și dacă ceva nu este menționat, vorbiți cu consultanții noștri, cred că găsiți soluții potrivite pentru voi. Și aici este o listă și mai lungă care se referă la sectoarele industrie, agro și comercial. Deci puteți folosi iarăși oricare din tehnologii menționate pentru a face afacerea dumneavoastră mai competitivă. Puteți pentru încăperile în care aveți afacere, puteți să faceți iarăși izolare tehnică, încălzire, ventilare și așa mai departe. Puteți efectua înlocuirea mașinilor și utilajelor care să vă ofere economie mai mare la energie folosită. Puteți implementa diferite utilaje complexe pentru lucru mai eficient și mai competitiv pentru afacerea dumneavoastră. În sectorul agricol, iarăși, avem o mulțime de utilaje care puteți cumpăra, tractoare, stropitoare, deci lista iarăși este foarte lungă. Și încă un moment care aș vrea să menționez este ține de Academie de Finanțe Verzi, ABERT. Este un produs dedicat băncilor, deoarece la noi câteodată experți creditari, băncile nu întotdeauna înțeleg până la capăt avantajele finanțării verzi și este greu de lucrat. Deci noi venim cu platforma online în care sunt mai multe module animate care sunt ușor de înțeles și oferă o oportunitate de învățare interactivă pentru public. Deci încurajăm băncile participante să folosească de el. Și în final, deci sper că ați găsit ceva util pentru dumneavoastră. Poftim, notați site-ul nostru, vedeți cum lucrează selector de tehnologii verzi. Deci asta sunt toate resursele online care o să vă fie de folos. Sper că GEF-ul va deveni într-adevăr o platformă unde se vor întâlni finanțări și tehnologiile verzi. Sper că veți putea găsi și finanța cu ușurință tehnologii ideale pentru afacerea sau casa dumneavoastră și sper că noi cu toții o să trăim într-o economie mai verde, mai curată și mai eficientă. O zi bună în continuare! Dacă o să aveți careva întrebări, vă rog, le scrieți în chat și o să le răspundem mai târziu. Mulțumesc, Nadejda! Sunt sigur că ați răspuns la o bună parte din întrebările posibile. Cu toate acestea, dacă mai există, vă rugăm să le adresați în chatul nostru, așa cum o faceți acum și în continuare, și la sfârșitul evenimentului, dacă nu o să vă reușim să avem răspunsurile, vom încerca să acoperim o bună parte din ele. Experții GEF se vor asigura că vor răspunde tuturor. În decembrie 2020, BERD, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, și Moldova Agroimbank au semnat un acord de finanțare de 5 milioane de euro în cadrul facilității de finanțare a economiei verzi, GEF. Linia de credit include o componentă de finanțare verde în valoare 3,75 milioane euro și o componentă furnizată de Fondul Verde pentru Climă în valoare de 1,25 milioane de euro. Moldova Agroimbank este prima bancă din Republica Moldova care beneficiază de finanțare dedicată pentru investiții ecologice, facilitând în cele de urmă tranziția Moldovei către o economie durabilă, mai puțin consumatoare de carbon și rezistentă la tot ce înseamnă schimbări climatice. Împrumuturile vor fi accesibile atât persoanelor private, indivizilor, cât și întreprinderilor, inclusiv IMM-urilor, dar și corporațiilor mai mari.
iar scopul lor este de a sprijini investițiile în activități de atenuare a schimbărilor climatice, cum ar fi eficiența energetică, investiții în energie regenerabilă și soluții de adaptare la schimbările climatice, cum ar fi investițiile în agricultura inteligentă în domeniul climei. Am plăcerea să-l salut pe domnul Vitalie Lungu, vicepreședinte al Comitetului de Conducere al Moldova Green Bank, de la care vom afla mai multe despre implicarea Moldova Green Bank și GEF. Stimate Vitalie, GEF este un produs emblematic al BRD în multe țări. Care au fost motivele MAIB să se alăture ca prima bancă parteneră în cadrul programului din Moldova și care sunt așteptările dumneavoastră în acest context? Da, vă mulțumesc. Bună ziua, în primul rând, tuturor. Cu siguranță conștientizăm cu toți multiplele probleme de ordin ecologic cu care astăzi se confruntă omenirea. Știm că așa fenomene ca încălzirea globală, poluarea masivă a mediului, inundațiile și incendiile de proporții devin din ce în ce mai amenințătoare. Și Moldova Agroimbank, ca și majoritatea organizațiilor mature și responsabile, are ambiția de a contribui la promovarea economiei verzi în contextul dezvoltării durabile a țării. Acest program al Băncii Europene de Finanțare a Economiei Verzi, GEF, creează un șir de oportunități, inclusiv, bineînțeles, și pentru instituția noastră. În primul rând, alegând cum să targetăm finanțarea, în ce să investim și în ce soluții ne angajăm, MAIB poate juca un rol de lider în accelerarea tranziției necesare către economia durabilă în Moldova. În al doilea rând, angajarea în parteneriat cu BERD, în programul GEF, este o oportunitate minunată de a oferi clienților noștri acces la această nouă linie de finanțare și de a sprijini aspirațiile investițiilor durabile, atât pentru clienții individuali, cât și pentru întreprinderi, inclusiv pentru mulți din cei din sectorul agricol. Împrumuturile GEF vor aduce beneficii clienților MAIB, care vor avea acces atât la finanțare în condiții atractive, cât și, după cum s-a mai spus, la expertiza unui consultant tehnic care va ajuta clienții să aleagă și să investească în tehnologii performante, eficiente din punct de vedere energetic. Acest ajutor tehnic este și un element al educației ecologice. În a treilea rând, suntem conștienți de faptul că aceste schimbări climatice pot prezenta riscuri de tranziție pentru portofoliul nostru. Prin urmare, ne angajăm în acest program pentru a înțelege mai bine acele riscuri climatice și a le integra în cadrul nostru de risc, rezultând într-o proprie strategie de atenuare împotriva acestor riscuri. Și nu în ultimul rând, înțelegem că cadrul de reglementare european pentru subiecții sectorului financiar promovează puternic finanțările durabile și ridică treptat cerințele legate de divulgarea de informații privind investițiile sustenabile. Deci aceste inițiative europene depășesc practic câțiva ani, dar noi putem deja face primii pași către atingerea acestor standarde. În paralel, vedem în BERT un partener puternic care poate să ne susțină pe această cale. Eu aș vrea repetat să-mi exprim aprecierea și recunoștința pentru sprijinul continuu și încrederea investite în MAIB de către BERD. Acesta este al treilea program de finanțare cu BERD la care ne-am alăturat după ce am semnat linia de credit EUFO Business și programul de facilitare a comerțului în 2019, care au fost foarte apreciate de clienții noștri. Așadar, noi ne așteptăm la un alt produs extraordinar, o nouă experiență pentru personalul nostru și noi oportunități pentru clienții mai. Mulțumesc! După cum s-a menționat și anterior, programul este disponibil pentru o gamă foarte largă de beneficiari. De la persoane fizice, la clienți corporativi și o gamă largă de tehnologii, la fel, sunt disponibile. Care dintre ele credeți că vor fi cele mai interesante, cele mai solicitate, poate, pentru beneficiarii voștri? Da, într-adevăr, criteriile de eligibilitate ale GEF sunt un avantaj în comparație cu alte programe ale instituțiilor financiare internaționale, care, de regulă, sunt destinate pentru segmente limitate de clienți sau tipuri de proiecte. Credem că există un potențial de cerere destul de bun.
De exemplu, gama tipică de proiecte va include acordarea de împrumuturi gospodăriilor și întreprinderilor pentru izolarea termică a clădirilor, pentru ferestre și uși eficiente din punct de vedere energetic, pentru soluții de iluminat eficiente, precum LED-urile, și pentru aplicarea surselor de energie regenerabile. Vehicule electrice, de asemenea, întrunesc condițiile eligibile de finanțare, precum și liniile de irigare prin picurare, utilajele agricole de conservare și căpămintele de recoltare a apei de ploaie. În cele din urmă, credem că și vânzătorii, producătorii de tehnologii verzi ar putea fi destul de interesați de finanțarea și promovarea produselor lor prin intermediul selectorului tehnologiei verde al GEF, despre care deja s-a menționat. Vreau să vă întreb și despre principalele beneficii ale GEF pentru clienții dumneavoastră industriali, dar și cei din sectorul rezidențial. Da, cel mai interesant lucru, credem, pentru clienții noștri este că vor primi finanțare în condiții atractive. În al doilea rând, după cum am menționat anterior, aceștia pot obține consultație tehnică gratuită pentru a ajuta să investească în tehnologii extrem de eficiente, eficiente din punct de vedere energetic. Aceasta va contribui la scăderea costurilor operaționale și la economisirea de bani. În plus, față de economiile de resurse, clienții industriali își pot crește competitivitatea pe piață, își pot îmbunătăți calitatea produselor și imaginea companiei. Clienții rezidențiali își pot îmbunătăți condițiile de viață, pot reduce facturile, diminuând în același timp amprenta de carbon. Deci, în ansamblu, programul GEF este o soluție win-win pentru toți participanții, inclusiv medii. Experții avertizează că impactul schimbărilor climatice asupra economiei globale, da, va fi mult mai mare decât cel al pandemiei, de care deja suferim, iată, mai bine de un an. Respectiv, este larg acceptat faptul că sectorul financiar va fi esențial pentru extinderea finanțării, da? Pentru schimbările climatice și trebuie să fie echipat pentru următoarele etape ale tranziției la economie cu nivel redus de carbon, această amprentă, în Europa și la nivel global în general. Ce părere aveți dumneavoastră despre rolul sectorului financiar în lupta împotriva schimbărilor climatice? Da. Rolul sectorului financiar, într-adevăr, este foarte important. S-a vorbit deja și știți că UE și-a stabilit pentru 2030 atingerea unor ținte extrem de ambițioase. Și astfel de schimbări nu pot fi susținute doar de sectorul public și necesită mobilizarea unui volum colosal de capital privat. Astfel, în calitate de instituții financiare, avem o misiune deosebită de împlinit în atingerea obiectivelor globale legate de climă. Deoarece ne pasă de mediu, ne pasă de clienții noștri, ne pasă de viitorul copiilor noștri. Noi am dorit să incorporăm cultura verde și atitudine responsabilă în modelul nostru de afaceri pe termen lung. În acest sens, consultații GEF sunt bineveniți să pregătească personalul bench și să ridice gradul de conștientizare a clienților noștri. Acest lucru nu numai că ne va ajuta să construim un portofoliu solid de proiecte legate de eficiența resurselor, ci va contribui și la atenuarea generală a impactului schimbărilor climatice. Apropo, în luna martie, consultantul GEF a pregătit deja peste 40 de office manageri ai benchii, oferind o imagine ansamblu mai aprofundată a facilității și a oportunităților oferite de GEF. Banca Europeană a proiectat de asemenea un program de formare complet în domeniul finanțării BERS, prin care ne-am angajat să consolidăm capacitățile de identificare, evaluare, finanțare și monitorizare a oportunităților de investiții BERS pe piață. Noi mai intenționează să coopereze în continuare cu BERS pentru a-și consolida portofoliul de finanțări sustenabil. Pe termen lung, cred că ne așteptăm să prezentăm o gamă dedicată de produse și servicii pentru finanțările BERS, care vor fi adresate unui segment mai larg de clienți și industrii. Toate acestea ar putea implica potențial poziționarea MAIP ca o bancă complet verde pe viitor. Verde ca aspect, dar verde și ca și conținut. Exact. Frumos spus. Stimate Vitalie, iată și ultima mea întrebare.
Anul trecut a fost unul foarte dificil pentru toată lumea, din motivele astea de înțeles. Da? Desigur, toți rămânem optimiști. Care este viziunea dumneavoastră asupra procesului de recuperare economică după pandemie și care sunt planurile Moldova Growing Bank și sentimentul general al mediului de afaceri, așa cum îl simțiți de la clienții, de la partenerii bănci? Da. Cu siguranță, anul 2020 a fost un an foarte dificil. Deci efectele pandemiei și seceta imediată au fost și cu regret încă mai rămân principalele provocări pentru economia țării noastre. În același timp, noi privim destul de optimist în viitor. Credem că relansarea agriculturii și relansarea economică anticipată din regiune vor fi principalele motoare de creștere economică pentru anul viitor. Deci avem o prognoză jur de 5-6% creștere la GDP. Intermedierea financiară considerăm că va avansa, anume în contextul îmbunătățirii sentimentului general de afaceri din țară. Vreau să vă spun că Moldova Growing Bank și-a trasat niște obiective pe termen mediu și lung foarte și foarte ambițioase. Pentru a le atinge, am prioritizat un șir de inițiative și proiecte îndrăznețe, care în final au ca scop să modernizeze și să fortifice instituția Moldova Growing Bank, aducând plus valoare clienților noștri, acționarilor și întregii societăți. Mulțumesc! Mate, Vitalie, vă mulțumesc pentru timpul și disponibilitatea dumneavoastră de a participa la acest eveniment de lansare a GEF Moldova. Noi continuăm cu următorii vorbitori și după cum a fost menționat astăzi, GEF este o continuare a două programe anterioare ale BERD. Vă spuneam inițial despre MOSEF și MOREF, care au avut un mare succes în Moldova. Ambele programe au ajutat sute de companii să-și reducă costurile cu energia și să devină mai competitive în acest sens. Una dintre ele este fabrica de îmbrăcăminte Ionel, bine cunoscută, și vă invit să urmăriți o scurtă prezentare generală a măsurilor de eficiență energetică care au fost implementate cu suportul celor două programe. Крупнейший производитель швейных изделий в Молдове фабрика «Ионел» была создана в Кишиневе в далеком 1945 году. Поначалу это была фабрика по пошиву ватной телогрейки, а оборудование составляло лишь 15 швейных машин. Со временем фабрика превратилась в монополиста по пошиву мужских костюмов, и ей было присвоено исконно молдавское имя «Ионел». В 80-е годы предприятие стало сотрудничать с иностранными фирмами, что потребовало его кардинального технического переоснащения. Однако когда-то считавшееся современным колаборария котепределе строение чача Ионел реализовал проект технического переоружения и модернизации производства, целью которого стало повышение экономической эффективности предприятия и сокращение его энергозатрат. При помощи МОСЕФ фабрикой приобретен автоматически раскроенный комплекс лектор, который отличает точность и скорость. Оператор в минимальное время может задать ту или иную закройку в зависимости от структуры выкраиваемой ткани или кал. При этом брак при раскройке практически сведен к нулю. Автомат лектора не только обеспечивает пошивочные цеха качественных в планируемых объемах, но и исключил непомерные физические усилия заходчик. Ручные заходчичные ножи старого образца весят 18 кг. Автомат лектора заменяет 10 таких ножей. Также при помощи МОСЕФ приобретена 21 машина для различных технологических операций. Замена старых швейных машин образцами всемирно известных производителей позволит выдерживать высокое качество при обработке тканей, ведь партнерские фирмы из Италии, Америки, Израиля, Канады, Германии, страны СНГ предъявляют высокие требования к выполнению Канада, в том числе и к внешним недоразумениям изделий. Во многом презентабельность продукции зависит и от влажной тепловой обработки, то есть глажки. В рамках проекта было приобретено 9 прессов для глажения клапанов в верхней части брюк, низа и охвата рукава. Потребление пара сократилось до 50%. Достигнута более высокая производительность и качество глажки при гораздо меньших усилиях оператора. Для выработки пары необходимого при технологическом процессе приобретен специальный котел, который теперь по праву называют сердцем предприятия. Старый котел отслужил свой век и был неэкономичен. За счет нового оборудования сократились расходы природного газа, а за процессом выработки пары сократилась автоматическая система учета и контроля. Еще одним фактором, улучшившим условия труда на фабрике, а также энергоэффективность производства, стала замена окон в пошивочных цехах. Теперь в них даже в зимнее время года по летнему тепло и нет сквозняков, которые
которые очень плохо сказывались на здоровье работников. Замена окон полностью производственным комплексом. Înlocuirea completă a ferestrelor în clădirea de producție asigură economisirea clădirii pe de o parte și de altă lumină și noi am atins scopul nostru. Realizarea acestui proiect a permis o reducere consumului de gaze naturale la 37%, o reducere a consumului de energie electrică până la 43% și a emisiilor CO2 până la 42%. Proiectul nostru cu MOSEF este un proiect deosebit. Scopul acestui proiect constă în procurarea echipamentelor care permit introducerea tehnologiilor noi și, cel mai important, economisirea energiei electrice, ceea ce este de importanță primordială. Programul MOSEF, elaborat de BERT, este finanțat de către UE în cadrul programului de cooperare InnoGate. Și acum sunt onorat să o prezint pe doamna Tamara Lucian, director al fabricii Ionel. Doamna Lucian? Da, în primul rând mulțumesc de invitație și de participare de astăzi. Eu cred că toată informația și experiența care am să o acumulez astăzi va fi benefică în viitor pentru implementarea noilor proiecte la Ionel. Din secvența care dumneavoastră ați urmărit, într-adevăr, fabrica de confecție Ionel are o istorie specifică. Fiindcă... Tamara, despre asta și aș vrea să vă întreb, care au fost motivele pentru care ați decis implementarea măsurilor de eficiență energetică? Ținând cont de tehnologiile care erau implementate la Ionel, începând cu anul 1945, unde deja în secvență s-a văzut, unii 50 de persoane munceau la 15 mașini, evident coeficientul sau cheltuială la energie electrică era mai mare. De ce, începând cu anul 1987, fabrica împreună cu compania Levole Moda din Italia a implementat un proiect nou, o reutilare a linii de confecționare a costumelor bărbați, ceea ce într-adevăr ne-a permis ca noi să reutilăm toată linia, mesele de calcat, finisarea, care a fost într-adevăr o tehnologie nouă sub proiect care într-adevăr a permis întreprinderei ca în perioada dată să reducă cu foarte mult energia la produsul final. În afară de aceasta, în 2010, fabrica a procurat prima mașină de croire automată Electra, care într-adevăr a schimbat tot lucrul manual, mai mult de 15 mașini la croire automată. Unii 80% din țesătură merge croială la mașinile date automate. În 2012 s-a implementat programul SAPR pentru pregătirea modelelor pentru producere. S-a computerizat toată tehnologia pentru pregătirea și lansarea modelelor în producere. Evident, în 2012 am considerat că este necesar să procurăm a doua croire automată, care ne-a permis de reducere esențială a eficienței în energie electrică. Permanent la întreprindere se implementează proiecte noi referitor la reutilare, referitor la schimbarea utilajului vechi pe utilajul nou, ceea ce ne permite să fim mai competitivi atât pe piața internă cât și externă. Ne-a permis ca să extindem piața de colaborare cu clienții din Europa, Franța, Italia, Germania, contracte care sunt de lungă durată, ceea ce ne-a dat o stabilitate atât în calitate, atât și în serviciile prestate care noi le prestăm în Europa. Doamna Tamara, mulțumesc foarte mult pentru, inclusiv pentru detalii despre ce fel de proiecte ați implementat ca și soluții. Vreau să vă întreb care vor fi și planurile în viitor apropiat ale companiei.
În primul rând, vreau să trag atenție că toate proiectele care noi le-am implementat în perioada colaborând cu proiectul MUSEF, unii suntem destul de mulțumiți, fiindcă a fost o istorie nouă în fila întreprinderii Ionel, colaborând cu reprezentanții, consultanții de la MUSEF și în deoseb cu Alexandru Bologă, mi-a permis ca într-adevăr să fie o reducere semnificativă de energie în produsul final. Toate cei ce a fost ilustrate astăzi în secvența dată, schimbare la geamuri, reorganizare, reconstruirea în totalmente a cazangeriei, schimbarea compresoarelor, schimbarea unelor utilaje, modificarea sistemului de încălzire. Toate aceste proiecte implementate, într-adevăr, a adus semnificativ atât la ridicarea calității, productivității și eficienței în energie electrică. Dacă aș vorbi în viitor ce proiecte noi dorim să implementăm în portofoliul fabricii de confecționel, într-adevăr, sunt foarte multe proiecte care dorim să le implementăm în viitor apropiat. Ținând cont de pandemie care în situația dată, începând cu 2020, ne-a afectat foarte mult, noi dorim să introducem o tehnologie nouă. Ținând cont că fabrica mulți ani deja este monopol referitor la îmbrăcămintea bărbați și dame clasic, noi trecem la alt gen de producere, tip sportiv, unde într-adevăr necesită mari investiții pentru implementarea acestui proiect. În afară de ce este necesar în cazul dat de a studia și de a analiza experiența altor companii pe baza acestor experiențe de a implementa atât în tehnologie cât și în utilaje care ne-ar permite într-adevăr o continuitate în afară de aceea ridicare productivității și calității ca imaginea întreprinderii atât în Europa cât și în țară să fie păstrată la nivelul care astăzi persistăm. Totodată noi dorim într-adevăr ca să participăm și în viitor la toate expozițiile referitor utilaje care ne-ar permite ca într-adevăr să studiem proiecte noi, cei ce se referă la reutilarea întreprinderii. Avem alte proiecte referitor la sistemele de încălzire pe întreprindere, la sistemul de cazângerie, sistemul electric, toate sunt planificate și sper că în viitorul apropiat, împreună cu specialiștii de la întreprindere, vom începe, într-adevăr, implementarea acestor proiecte care ne-ar permite să fim mai competitivi pe piața internă și externă. Mulțumesc, doamna Tamara, pentru istoria interesantă a Ionel. Vă dorim mult succes în continuare și realizarea a noi proiecte de eficientizare energetică. Mulțumesc! Colegi, poate că v-ați gândit că tehnologia verde este disponibilă numai pentru companii, dar surprinzător ar trebui să știți că nu e așa. Iată o poveste a primului proiect rezidențial în domeniul energiei geotermale, despre care ne va povesti următorul invitat, Sergiu Cucârlă, cel care a investit cu resurse financiare proprii în întregul proiect. Totuși, dacă ar fi fost nevoie, ar fi putut cere o finanțare GEF. Întrucât acesta este exact tipul de proiecte rezidențiale eligibile pentru program, și acum 14 ani mai târziu, el încă se bucură de energie aproape gratuită pe care o obținem. Să vedem experiența lui cu energia geotermală în prezentarea video din continuare. Știrile despre majorarea prețului la gazele naturale și cărbune nu îl mai îngrijorează pe Sergiu Cucârlă, care de mai mulți ani își încălzește gospodăria pe timp de iarnă și o răcorește pe timp de vară folosind energia termică a pământului.
primul sistem geotermal din Republica Moldova, care funcționează în paralel cu panourile solare. A fost instalat în curtea lui Sergiu Cocârlă în anul 2006. Economiile de 10.000 de lei vorbesc de la sine despre beneficiile acestui sistem. Dacă ați observat, eu n-am niciun condiționer. Deci ce am făcut? Un circuit separat pentru fiecare cameră și am pus ventilul convectoare. Și atunci iesc vara prin intermediul pompei termice, eu răcesc casa fără a consuma energie electrică. Domnule Sergiu Cocârlă, bun venit! Vă rog să vă conectați. Bună ziua! Mersi. Bună ziua la toți! Sergiu, inițiativa noastră este bine cunoscută deja în Moldova, fiind primul sistem geotermal construit într-o casă rezidențială la noi. Cum spuneam, are deja 14 ani în funcțiune. Cum funcționează și câți bani ați reușit să economisiți cu ea? Bună ziua încă o dată la toți. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru posibilitatea de a participa la conferința de astăzi. Și în principal de a mă împărtăși cu experiența mea în construcția, exploatarea și mentenanța sistemului de încălzire geotermal care a fost realizat în 2006. Cu privire la obiectul sau facilitatea care a fost realizată, pot să vă spun că el este un sistem geotermal care constă din acumularea energiei pământului și transformarea ei în căldură care se transportă prin anumite conducte în locuința dată. Deci este un sistem foarte simplu, tip gen frigiderul, doar că este întors invers. Anume, simplitatea, funcționalitatea acesteia și ne induce la micșorarea cheltuielilor de întreținere și obținerea unui randament sau unei eficiențe maximale. Cum funcționează el? Temperatura pământului, atât în perioada de vară, cât și în perioada de iarnă, este constantă și prin intermediul, cum am spus, a țevilor, prin intermediul pompii termice, noi putem atât vară cât și iarnă să creăm un confort în casă, generând căldură, iar pe timp de vară condiționând casa, adică cel puțin răcindu-o. Așa cum și-ați văzut în spotul publicitar, casa nu are niciun condiționer și, evident, costurile legate de condiționare pe timp de vară practic sunt reduse la zero. Pompa instalată în 2006 are o putere de 36 de kW, iar pe toată perioada de 14 ani de întreținere, practic nu am avut careva investiții în reparații sau cheltuieli de mentenanță. Din punct de vedere al meu, sistemul geotermal de încălzire este cea mai verde tehnologie posibilă, iar direct la întrebarea noastră, cu aproximativ cheltuieli lunare până în 4.000 de lei, din experiență pot să vă spun că ele sunt la 800 la 4.000 de lei în funcție de temperatura exterioară, putem încălzi o casă cu o suprafață de 450 de metri pătrați. În 2006, costul, valoarea investiției a constituit în jur de 18.000 de euro, dar pentru case mai mici, cu o suprafață uzual de 150 de metri pătrați, presupun că la ziua de astăzi investiția s-ar ridica până în 5-6-7.000 de euro. Bine că datorită costurilor legate de energie, de electrică, raportat la valoarea gazului natural sau a altor tipuri de materie primă, valoarea investiției se răscumpără maxim 5 ani. Dacă în 2006, cum ați menționat, toată investiția a fost făcută pe cont propriu, în 2006 nu am avut careva surse de finanțare sau acces la programe de finanțare, cum ar fi GFF, atunci, la sigur, dacă în 2006 existau, atunci, la sigur, că apelam la astfel de surse de finanțare. Sergiu, mulțumesc, dar care sunt actualmente costurile operaționale, comparativ cu un cazan pe gaz, spre exemplu, da? Pentru că am avut niște prețuri mai mari, vreo 10 ani în urmă,
acum sunt prețurile mai mici, datorită și scăderii prețului petrolului? Dacă, desigur, prețurile sunt cu mult mai mici, în timp, în perioada asta am avut de exploatare, am avut și perioade în care prețul la gazul a fost cu mult mai mare pentru consumatorii din Republica Moldova și în cazurile astea utilizarea sistemului geotermal a avut o economie cu mult mai accentuată și am atins cote și până la 50%. În prezent, datorită micșorării prețului la gaz, indicatorul ăsta ajunge până la 30% economie față de factura de gaz natural care raportat la o casă similară. Mai e o chestie nu doar raportată la gaz natural, dar și la alte resurse regenerabile sau alte resurse care se utilizează în ziua de astăzi, ca biomasă sau ceva de acest gen. Deci prin energia creată din pompa termică geotermală, noi nu suntem dependenți de fluctuațiile prețului la materia primă dictată de cerere, de ofertă sau conjunctură politică. Fie că crește putem spune la leger că suntem conectați prin acest sistem geotermal la o sursă nelimitată, să spunem așa, da? Da. Sursa economică. E un acumulator nelimitat care ne creează confortul ăsta și nu suntem dependenți de cererea, hai spunem, pe piață la resursele respective. Am înțeles. Spuneți-ne și dacă aveți și, am înțeles că aveți și alte sisteme instalate în casă de eficiență energetică. Care sunt ele? Ce sisteme mai folosiți? La sistemul geotermal de încălzire și condiționare, eu am mai conectat și panourile solare pentru încălzirea apei, pentru consumul casnic. Astea sunt două sisteme care funcționează în tandem, constatând în timp că este o investiție destul de profitabilă, am mers mai departe și la sera pe care o dețin în raionul Fălești, am instalat un sistem geotermal cu o putere de 380 de kW, care funcționează în tandem cu un cazan de biomasă de 650 de kW. Iar făcând și următorul pas, energie electrică care utilizată de aceste două sisteme de generare a energiei termice utilizează din parcul fotovoltaic care este la fel construit de către noi, de către mine și este instalat la fel în Făleș și are o putere de 80 de kW. Deci avem o experiență de concentrare într-un singur punct a mai multe sisteme de generare a energiei termice legate prin geotermal, biomasă și electrice prin montarea unui parc fotovoltaic. Din punctul meu de vedere, este un proiect interesant care anume și stimulează creșterea sau economică, micșorarea costurilor legate de producție în zona respectivă. Sergiu, mulțumesc! Foarte frumoasă această experiență și are mai mult deja de istoric de un deceniu. Sunteți pionier. Ce le-ați recomanda altor proprietari de case din Moldova? E o întrebare foarte bună și eu fiind inginer după profesie, în anul 2006 mi-am pus un scop de a implementa cunoștințele pe care le-am acumulat de pe băncile școlare și în perioada respectivă era destul de greu sau dificil de a implementa astfel de tehnologii, considerându-le ca tehnologii din categoria high-tech. Astăzi, datorită cererilor de pe piață, a generat și apariția de soluții, tehnologii noi, companii de proiectare, companii de construcție, furnizori care poate să ofere altor proprietari, altor cetățeni Republicii Moldova și alte soluții mai inovatoare, mai bune, mai performante, care poate să le soluționeze, să le rezolve problemele, atât legate de consumul de energie electrică, legate de costuri și legate de micșorarea facturii, scopul final, micșorarea facturii pentru întreținerea acestor facilități. Și desigur le-aș recomanda că dacă la ziua de astăzi au posibilitatea să apeleze la astfel de
programe, de ce să nu o facă? Până la urmă, ei vor avea doar de câștigat. Sergiu, mulțumim frumos pentru împărtășirea experienței și pentru participarea la acest eveniment de lansare. Mersi și mult succes! Și eu vă mulțumesc! O zi bună! Colegi, iată-ne, după aceste discuții, ajungi și la panelul de întrebări și răspunsuri. Am văzut că aveți și foarte multe întrebări pe chat. Am și eu o listă de întrebări acumulată pe parcurs. Și am să încep cu una dintre ele, întrebarea cum poate o întreprindere, vorbim despre sectorul antreprenorial, să acceseze o finanțare de la bancă. Și vreau să îl rog pe Artur Bulat, expertul cheie pe partea financiară, să ne răspundă la această întrebare. Bună ziua, stimați colegi! Mă bucur să asist azi la launch event și mulțumesc, Andrei, pentru întrebare, că este foarte importantă și relevantă. Procesul este foarte ușor și simplu. De exemplu, dacă dumneavoastră sau voi doriți să procurați o tehnică, utilaj, să efectuați izolarea casei, vă adresați după ca un credit obișnuit la banca parteneră. Lista băncilor puteți găsi pe site-ul web al programului GEF. Primul pas este de a completa cererea de credit la bancă respectivă și de a completa forma de aplicare la programul GEF. Dacă dumneavoastră ați găsit desinistator în selector de tehnologie verzi, GTS, ceea ce doriți, un tractor sau tehnică sau termocentrală, banca efectuează analiza documentelor prezentate și tehnologia preaprobată în selectorul de tehnologie verzi automatizat se anexează la dosarul de credit și în condițiile respective, dumneavoastră obțineți credit pe parcursul a două zile de lucru. Dacă nu ați găsit ceea ce doriți, apelați la consultantul, adică la noi, referitor chiar și la mine, la programul GEF și împreună noi selectăm tehnologia care este convenită pentru dumneavoastră și dorită, și noi vă acordăm ajutorul la selectarea și la depunerea actelor la acordarea creditului. Ca și în primul caz, dacă consultantul, dacă noi vă recomandăm o tehnologie preaprobată, hotărârea se primește tot la fel în timp de două zile. Dacă proiectul este mai complicat și tehnologii sunt diferite, noi, ca consultanți, acordăm suport în totalmente pe tot parcursul aplicării la credit, cu completarea documentelor necesare pentru bancă și procesul va dura de la 5 până la 10 zile, independent de complexitate, evident. După aprobarea proiectului, banca vă finanțează proiectul dumneavoastră și dumneavoastră începeți realizarea proiectului respectiv. Noi, ca consultanți programului GEF, vă acordăm sprijinul pe tot parcursul proiectului, de la selectare până la implementarea proiectului dumneavoastră. Dumneavoastră beneficiați de toate aspectele programului GEF. Asta simplitatea, rapiditatea obținerii, asistență tehnică fără plată. Dumneavoastră decideți ce doriți și cu suportul a nostru, consultanțului GEF Moldova, și cu banca parteneră, vizele dumneavoastră se vor realiza cu succes. Mulțumesc! Artur, mulțumesc că am o întrebare de precizare foarte importantă pentru mediul de afaceri. Care sunt ratele de dobândă pentru aceste instrumente de finanțare? Dacă puteți ajuta și cu acestea. Bună ziua, Andrei, bună ziua, Lilia Vrabie, Moldova Agroimban. Bună ziua, domnul Vrabie. Da, eu sunt lider proiect și șef direcției gestiunii resurse speciale în cadrul băncii. Și vreau să vă zic că ne atârnăm foarte serios de mult, de câțiva ani, în finanțarea Norabi, ne mai auziți? Sunteți cu noi? Doamna Lilia, dai microfonul. A, mă iertați, eu vreau să zic că noi ne-am implicat foarte activ în promovarea acestor proiecte și anume finanțarea proiectelor investiționale în creditarea economiei verzi.
De acum, în ultimii 5 ani, am fost foarte activ și în continuare vom încerca să promovăm aceste investiții și să recredităm în cadrul programelor GEF, anume din resursele BERD. Vreau să vă zic, împreună cu echipa de implementare, în cadrul băncii am instruit specialiștii, am elaborat un produs de creditare special, condiții de creditare în cadrul programului, am aprobat ratele, rata dobânzii care va fi în cadrul programului, dat și comisioanele. La moment, în cadrul programului dat, rata dobânzii va fi de 4,5 în euro și un procent va fi comisionul de acordare a creditului. Dar ceea ce am vrut eu să mai menționez din perioada de când noi am făcut instruire în cadrul băncii și am început chiar și promovarea prin mass media, avem o mulțime, un șir de întâlniri cu foarte mulți clienți care sunt cointeresați în programul dat. Clar că majoritatea clienților îi interesează anume facilitățile în cadrul programului dat și condițiile de creditare. Eu, adică din discuțiile cu clienții, noi ce putem să spunem că fiecare proiect de finanțare este individual și fiecare client se analizează în dependență de proiectul de investiții și în dependență de suma creditului. Adică dacă este un proiect care clienți în agricultură care de acum și-a construit frigiderul și urmează doar să instaleze panourile solare pentru aprovizionarea cu energie electrică, adică energie proprie, da? În cazul dat, clar că este mai ușor, deoarece clientul dispune de toate autorizațiile de construcție. Acum suntem în faza când, iată, aprobăm o tranzacție, un proiect mare. Să fie cu spor. Da, un program de, în sumă de 10 milioane de lei, 500 de mii de euro. Dar vreau să vă spun cu ce probleme ne-am întâmpinat. Totuși, consider că implicarea statului, mai ales la proiectele ce țin de producerea energiei electrice, adică crearea parcurilor fotovoltaice, panourile și instalarea. Clienții noștri încă nu știu de unde se obțină și cum se obțină și cât de rapid se poate de obținut aceste autorizații. Nu dispun de proiect de construcție, nu dispun de certificate de urbanism. Adică, posibil că ar trebui, iată, împreună cu echipa, la unele proiecte care de-abia încep să apară în țara noastră, să vedem, să facem un curs de instruire, care ar fi pachetul de documente la așa tipuri de afaceri, adică ce ține de bilanțuri, de analiză. Doamna Lilia, mulțumesc foarte mult. De-aia și vreau să trec la colegii noștri experți tehnici, pentru că ei au răspunsuri la aceste întrebări și au fost și întrebări de această natură. Sunt sigur că vor susține și în continuare eforturile Moldova Green Bank și a colegilor care stau față în față către clienți. Și Andrei, am mai vrut să, totuși, deoarece astăzi s-a vorbit și de problema gender, adică implicarea femeilor în... Da, o să doamna Vrabi, vreau să le oferim cuvântul colegilor să răspundă. Este și aspectul ăsta, că bine că l-ați menționat, pentru că avem și întrebări la acest capitol și avem pe Erica Zuci, care o să ne ajute să răspundem. Mersi foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Întotdeauna ați fost deschisă când am comunicat în cadrul diferitor proiecte private și vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru intervenție. Da, întrebarea cu consultanții tehnici, da? Adică cum a venit așa întrebare, cum poate să mă ajute consultantul în afacerea mea și dacă este această asistență gratis, și vreau să-l rog pe colegul nostru Alexandru Bologa,
expertul tehnic, lider pe al GEF, să ne ajute cu răspunsul la această întrebare. Deci cum putem ajuta beneficiare și dacă e gratis sau trebuie să achiti ceva? Andrei, mersi mult Alex. Pentru întrebarea. Da, stimați colegi, bună ziua. Sunt auzit, da? Da, vă auzim foarte bine. Mersi mult. Deci, GEF pune la dispoziție o echipă de experți financiari și ingineri din partea RINA și școala de finanță și management din Frankfurt. Asistența noastră tehnică este una absolut gratuită, datorită cofinanțării din partea Fondului pentru Clima Verde și Ministerului Finanțelor și Trezoreriei Turciei. Dacă vorbim despre companiile private, cu asistența noastră tehnică și în plată, repet, gratuită, companiile vor reduce consumul energiei electrice, vor deveni mai competitive, vor deveni mai prietenoase a mediului. Dacă vorbim despre gospodării, ele vor fi mai confortabile, mai economice. Spunând în general, planurile companiilor, planurile participanților din sectorul rezidențial, deci investițiile planificate, pot fi implementate sau realizate în două căi posibile. Prima cale, când investiția planificată, tehnică, tehnologie aleasă, se regăsește în paginile de aur a sectorului de tehnologii verzi. Cum am văzut din prezentarea, acest produs electronic, această platformă, cupă, cuprinde, cristalizează mai mult de 20.000 de poziții. Și dacă soluția tehnică, investiția planificată se regăsește în aceste soluții tehnice, asistența noastră va fi direcționată către suportul și identificarea anume soluției cu referință la procesul tehnologic respectiv. Bineînțeles, suntem în așteptarea proiectelor complexe, când în cadrul unui proiect sub cupolă, sub umbrelă unui proiect, vor fi mai multe proiecte dedicate la eficiență energetică, regenerabile, reducere consumului de energie. Deci vor fi mai multe posibilități pentru a implementa cele mai bune practici europene și nu numai. Atunci, echipa noastră vor trece prin prisma procesului tehnologic, noi vom analiza procesul de bază, vom analiza procesele secundare sau aferente și ca consultanții vom face totul posibil că investiția planificată va fi transformată într-un proiect bancar verde. Andrei, cam aici. Mulțumesc, Alex. Mulțumesc frumos. O altă întrebare venită la noi este legată de dacă sunt cereri, dacă s-au primit multe cereri acum și dacă există interes din partea pieței. Artur Bulat, aș vrea să ne ajute cu răspuns la această întrebare. Cred că are răspunsul. Artur? Da, bună ziua, încă o dată. Mulțumesc, Andrei. Cred că doamna Lilie deja a dat răspunsul foarte bun la această întrebare. Da, eu fix asta, doamna Lilie într-adevăr m-a ajutat foarte mult. Eu menționat că deja s-a lansat proiectul și noi deja am început proiectul din ianuarie 2021 și avem multe cereri înregistrate, chiar și clienți potențiali care sunt analizate de Moldova Grand Bank și aș vrea numai să menționez un punct relevant referitor la GTS, că tot selector de tehnologie vers, că deja a fost lansat. Noi, ca consultanți, deja am colaborat cu peste 75 de companii, de întreprinderi, și peste 20 deja sunt introduse. Din care, undeva, vreo 5 companii de geamuri, 4 companii de tehnică agricolă, 3 companii de producători de seră, antreprenori care se ocupă de echipament de încălzire și de răcire și frigorifică. Și deja sunt aproximativ 20 de clienți potențiali pentru Moldova Grand Bank, care Moldova Grand Bank deja parțial o analizat și din punct de vedere financiar și este opusă o limită de finanțare. Și la moment asta tot. Și eu cred că prin intermediul băncilor și cu ajutorul părților interesante, proiectul după ziua de azi se va lansa cu timpuri mai rapide. Mulțumesc! Mulțumesc, Artur. Sper și eu, într-adevăr, să fie cu spor acest proiect, această lansare. Și iată aici o întrebare legată de cât este de conștientă piața moldovenească despre beneficiile ecologice, cât de bine înțeleg antreprenorii.
Vreau să rog pe Vitalie Kondratski, expertul pe partea de marketing al GEF, să ne ajute cu acest răspuns. Vitalie? Da, bună ziua tuturor, bună ziua Andrei. Eu cred că conștienți? Eu cred că chiar urmărind evenimentul nostru de astăzi, putem vedea că există interes, există întrebări destul de multe și, desigur, interesul pentru această piață a fost impulsionat foarte mult de cele două programe derulate anterior de BERD, MOREF și MOSEF, dedicate sectorului rezidențial și sectorului privat comercial. Ele, iarăși, au fost un real succes pentru că a fost o cerere foarte mare pentru finanțarea din aceste fonduri, ceea ce iarăși demonstrează interes. La fel, încă ne fiind lansat oficial programul GEF, am avut foarte multe solicitări, aveam și deja agenții economici care discută cu banca. Sigur, și noi vom depune eforturi împreună cu BERD și instituțiile financiare partenere pentru a crește în continuare gradul de conștientizare. Vom organiza și ateliere de instruire și campanii promoționale și așa mai departe pentru a contribui la gradul de la creșterea gradului de penetrarea acestor informații și de înțelegerea necesităților. Mulțumesc, Vitalie. Mulțumesc, cred că da, e clar, o simțim pe pielea noastră necesitatea aceasta vara sau iarna, când nu mai este zăpadă, sau vara când este foarte cald și înțelegem lucrurile astea. Iată aici o întrebare mai tehnică. Cum se pot înregistra furnizorii în GTC, în acel sistem? Probabil ne ajută Alexandru Bologa cu răspuns. Cât de simplu este, Alexandru? Andrei, mersi mult. O întrebare, într-adevăr, e foarte bună și un răspuns foarte simplu, ca și înregistrarea în sectorul de tehnologii vers. Stimați colegi, înregistrarea în sectorul de tehnologii vers este una foarte simplă. În primul rând, producătorul sau furnizorul de echipamente trebuie să se înregistreze în sector de tehnologii vers. În decurs de câteva minute sau în decurs de o oră, contul dat sau înregistrarea dată va fi confirmată din partea noastră și după aceea furnizorul, vânzătorul, persoana cointeresată poate înregistra magazinul, poate înregistra toate produsele, poate înregistra toate filialele pentru Republica Moldova și imediat această informație va fi reflectată pe pagina noastră cu locația fizică a magazinului. Mai departe, selectorul de tehnologii VERS are posibilitatea de a integra baze de date deja existente de la furnizor și producători a echipamentului în selectorul de tehnologii. Nu este necesar de a transmite pas după pas și de a înregistra pas după pas toate pozițiile, pentru că credem că sunt peste 50, 100, 200 poziții și este destul de nevoios. Deci este prevăzută funcția când baza de date este compatibilă cu selectorul de tehnologii VERS și transmiterea se face în decurs de câteva minute. Și atunci fiecare persoană interesată, beneficiarul final, deodată vede unde se află produsul lui, la care furnizor, care adresă fizică și poate face contact imediat pentru procurare. Vreau să vă spun mai mult că acest selector de tehnologii VERS este un instrument extraordinar și pentru bancă. De ce? Cum era spus pe parcursul prezentării, și de Nadia Litvac, și de Artur Bulat, deci selectorul imediat aprobă soluția tehnică în decurs de o minută, maximum două. Plus la toate, trebuie de spus că există o platformă specială, compatibilă și pentru Android și pentru iOS, atunci când comanda verificarea poate fi făcută chiar de pe telefon. Și nici nu necesită conectarea prin intermediul unui calculator. Banca vede aprobarea în decurs de 2-3 minute, dar nu în decurs de 2-3 zile. Plus la toate, beneficiarul final vede rezultatul imediat pe ecran. Ce este interesant, că în cadrul proiectului GEF, vânzătorii și furnizorii echipamentului, ei singuri pot beneficia de acest produs, că ei singuri pot prelua credite de la banca parteneră locală pentru procurarea soluțiilor tehnice și tehnologii eficiente și a expune aceste tehnici și tehnologii pe pagina web a lor,
cât și selector de tehnologii verzi. Dar selectorul de tehnologii verzi este o platformă nu numai locală, dar internațională, și aici vorbim despre colaborarea și promovarea soluțiilor tehnice global. Și cu această ocazie eu vreau chiar să menționez că la data de 27 aprilie, împreună cu excelentă echipă de la Advice for Small Business, VERD, noi vom organiza un webinar dedicat la Green Technology Selector, selector de tehnologii verzi, aspectele de înregistrare, aspectele de transmitere datelor pentru înregistrare în selector de tehnologii verzi, deschiderea conturilor, amplasarea pe hartă, lucru final, integrarea bazelor de date și reînnoirea zilnică a informației. Plus, la toate veți face cunoștință cu echipa noastră și o să vedeți cât de simplu este operarea acestui instrument extraordinar. Deci, eu vă îndemn să verificați paginuța web a site-ului nostru. Plus, la toate aceste informații vor fi difuzate prin intermediul la așa platforme ca Facebook și LinkedIn. Cum vedeți, totul este foarte simplu pentru că merge digitalizarea completă a dialogului nostru. Andrei? Mulțumesc, Alexandru. Mulțumesc frumos. Și încă o întrebare legată de partea relațiilor cu băncile. Dacă GEV va fi accesibil și prin intermediul altor bănci partenere, cred că ne ajută Nadejda Litvak, principal banker la BERD, cu acest răspuns. Sigur, sigur, Nadejda? Andrei. Da, sigur, avem 20 de milioane și la momentul doar 5 sunt luate de către MAIB, deci avem, suntem deschiși la colaborare și cu alte instituții financiar-bancare, atât bancare cât și nebancare, deci, by the way, pot fi și instituții de finanțare, de microfinanțare. Deci, vă așteptăm, suntem gata, suntem deschiși. Mulțumesc, mulțumesc. Îndemn și eu cu această ocazie pe toți să participe și să insiste pe la băncile lor să aplice interesul. Mulțumesc, Nadejda. Așa cum și este de așteptat, am primit multe întrebări de la voi toți, văd foarte multe mișcări și pe chat, dar spre regret nu avem timp suficient astăzi pentru a le aborda pe toate, sunt foarte multe întrebări și colegii experții le notează și vor răspunde separat la aceste întrebări prin intermediul canalelor de comunicare disponibile, vor răspunde și pe adrese de e-mail și prin Facebook și probabil și pe pagina de Facebook a GEF Moldova. Iată, ne ajungi la sfârșitul evenimentului de lansare al GEF Moldova. Aș dori să profit de șansa de a ura colegilor de la BERD la mulți ani. La mulți ani, colegi, pentru că instituția va sărbători deja mâine 30 de ani de activitate. Cu toții dorim ca BERD să sprijine în continuare țările să devină mai rezistente și mai ecologice. Sprijinul și contribuția BERD în acest sens sunt cruciale pentru a face față provocărilor legate de schimbările climatice cu care se confruntă omenirea în zilele noastre. Vă mulțumim tuturor celor care ați fost cu noi până la final și care ne-ați urmărit și ne veți urmări în reluare, poate și că ați fost astăzi alături de noi. Le doresc încă o dată celor de la BERD, donatorilor, băncilor participante, consultanților facilității și tuturor, în calitate de potențiali beneficiari, un mare succes și o cooperare fructuoasă și cu spor pentru a stimula redresarea ecologică a țării noastre. Mulțumesc și mult succes tuturor în continuare! Mulțumesc!